meci de fotbal trebuie să fie un spectacol unde spectatorii din tribune să se simtă în siguranță. Au grijă de acest aspect jandarmii, care la fiecare partidă de fotbal au de îndeplinit o misiune deloc ușoară. Nu toți suporterii vin la o astfel de manifestare sportivă cu gânduri pașnice, așa că tot ceea ce mișcă în jurul și în interiorul arenei trebuie atent monitorizat. Totul începe de la intrare, unde spectatorii sunt atent verificați pentru ca niciun obiect contondent să nu pătrundă în incinta stadionului. Nu este însă de ajuns. Din dotările de ultimă generație ale stadionului Marin Anastasovici face parte și un sistem de supraveghere dotat cu 32 de camere video, toate controlate dintr-un centru de comandă. Stadionul Marin Anastasovici se modernizează de la o zi la alta. Dotările includ și echipament de supraveghere de ultimă generație. De altfel, chiar aici, în spatele meu, sus, la tribuna a doua, se află centrul de comandă, de unde suporterii sunt monitorizați în permanență pe tot traseul, de la intrarea pe stadion și până la locul din tribună. Aici, în punctul de comandă al stadionului, la fiecare meci asistă comandantul forțelor de ordine, responsabilul cu ordinea și siguranța, șeful dispozitivului de ordine și siguranță, un responsabil de la ISU și unul de la ambulanță. În aceeași încăpere se află și sistemul de sonorizare, deci și crainicul stadionului. FC Vaslui, scorul la pauză este 0-0, iar în afara meciului pe care îl vom vedea împreună, mai este discutat partida dintre Dinamo și Coro. Cei 32 de ochi de sticlă sunt mânuiți cu pricepere de directorul tehnic al arenei sportive într-o strânsă colaborare cu jandarmeria Giurgiu. Pentru ordinea și siguranța suporterilor de pe stadion, existența camerelor video a ușurat semnificativ munca stuarzilor și a celorlalte forțe de ordine implicate. Sunt 32 de camere, dintre care 8 sunt pe exterior, aproximativ toate zonele în care spectatorii circulă sunt monitorizate, foarte mici excepții, porțile de acces de asemenea sunt monitorizate, fiecare sector corespunde cu câte o cameră și avem și 4 camere mobile cu care putem să monitorizăm zona respectivă. Sistemul de supraveghere video de pe Anastasovici este atât de performant încât un suporter aflat la 100 de metri distanță poate fi identificat fără nicio greșeală. Se observă clar orice mișcare pe care o face spectatorul, orice intenție de a comite o ilegalitate sau chiar gesturile obscene. O cameră de genul acesta, o cameră Speedom, are 27x zoom, deci practic aici avem aproximativ 100 de metri distanță în care pot să mă duc până la nivelul identificării feței unei persoane. Iată, putem vedea chiar și un domn care mănâncă semințe la o distanță de 100 de metri. Exact, exact. Deci este imposibil ca un suporter să comită o ilegalitate și să nu fie... Este practic imposibil. În momentul când l-am identificat pe respectivul spectator care a creat probleme, se scoate poza, avem o imprimantă, se scoate la imprimantă poza și va fi distribuită forțelor de ordine. Imaginile de pe monitoare sunt atent vizionate de către reprezentanții jandarmeriei, cei care în eventualitatea comiterii vreunei ilegalități din partea suporterilor se pot folosi de înregistrări pentru identificare și aplicarea sancțiunilor care se impun. În cazul tulburării ordinii și liniște publice în arena sportivă, imaginile stocate, la solicitarea jandarmeriei, acestea vor fi puse la dispoziție pentru a fi identificați aceste persoane. Procedura în cazul în care, de exemplu, un suporter rupe un scaun este simplă. Cu ajutorul camerelor de supraveghere se obține dovada, se identifică locul din tribună, persoana și cu ajutorul comunicării prin stație se iau măsuri imediat. Alături de comandantul forțelor de ordine, în punctul de comandă, se află și responsabilul de ordine și siguranță și șeful dispozitivului de ordine și siguranță. Prin mijloacele de comunicare pe care le avem, acesta comunică șefilor de dispozitive și intervin pentru evacuarea persoanei sau pentru extragerea acestea din grupul de persoane recalcitrante. Sistemul modern de supraveghere video este unul dintre elementele care asigură calificarea stadionului Marin Anastasovici printre stadioanele moderne conform normelor UEFA. Dincolo de această recunoaștere, sistemul de monitorizare video și-a dovedit din plin eficiența. De la instalare și până în prezent, liniștea și siguranța publică pe stadionul Giurgiu Vean nu a fost niciodată perturbată. Noi vrem ca persoanele care vin la stadion să participe la un spectacol și să plece acasă liniștiți.